că eu te felicit mult și cred că niciodată nu-i târziu. Mulțumesc pentru că muncești pentru noi și sper și mai departe să facem treabă. Aplauze pentru Costică, uite că se trebuiește ca râciul să fie în frunte. Îi dorim multă sănătate și cât la mai multe jocuri. Deci vreau să vă zic până se așează ăștia la dansatori, că avem de toate categoriile. Să vă spui cum am pățit, că eu dacă-s de la Ulet, vă dați seama, ce-ți făceam eu la Târgul lui Ilie? Vineam aici, îmi cumpăram un colop de paie și o fluieră, că aia era, și pe toată ziua o frecam de nu mai aveam probleme. Și vă dați seama, era foarte, foarte bine. Am un mai rău că am mai îmbătrânit. Și tot mai tânăr, n-ar fi o problemă. Dar vreau să vă spun ce am pățit prima dată când am venit cu nevastă mea aici la Târgul lui Ilie. Știi că la țară nu numai că te duci la distracție, mai e de căpălit, mai e una alta și nu. Vă dați seama că nevastă mea zice, dacă tot merg la Târgul lui Ilie, tu du-te, vinde niște ouă și eu mă duc să duc o jăreb de la feștii. Nu? Aici ne-am despărțit, cum era aglomerație mare, dragii mei, ne-am pierdut unul de altul. Și începem să strâng, eu de la ouă și ea de la lână. Și odată, tu, Mărie, de unde ești? Aici, mă! Apoi ne-am dat seama după aia că eu o cătam pe ea pe la lână și ea pe mine pe la ouă. Dar pe greu ne-am găsit. Și de atunci o țin numai lângă mine ca să nu avem probleme. Deci, în continuare, dragii mei, invităm în scenă pe dansatorii din Sâmb Martin, deci de tot din comuna noastră, care vor dansa foarte frumos. Uitați cât este de minunat! Aplauze merită neapărat, fiindcă tineri! Asta e! Aplauze, instructor Mircea Ruță! Să trăiască la mulți ani!